Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi salvăm cea mai proastă echipă din La Liga și câștigăm Champions League cu ea. Această echipă este Almeria, care în mod de față este pe locul 20 din La Liga, ultimul loc. Clar o să retrogradeze în Liga a doua din Spania, având în 33 de meciuri, aproape la final de sezon, doar 14 puncte, reușind să înscrie 32 de goluri, dar a primit 67 de goluri. În videoclipul de azi o să salvăm Almeria, să zic așa, și obiectivul nostru este să câștigăm Champions League cu ea. În episodul de azi avem două obiective. Unul, să câștigăm Champions League cu Almeria, și unul, să câștigăm La Liga cu Almeria. Acestea sunt obiectivele, sunt destul de ușoare oarecum, dar pentru că salvăm Almeria, nu o reconstruim, aceste obiective sunt foarte bune. De asemenea, dacă vă place și apreciați ce fac, nu uitați acolo să apăsați domnul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, ca să ajungem acolo la 1000 subscriber, mai avem destul de puțin și sunt sigur că putem să ajungem. Desigur, să activați și clopoțelul pentru a primi mereu notificări în postul și anul. Pe acestea fiind spuse, să uităm la Almeria. Spune-mi de ce nu reușește ea să scape de retrogradare. Din câte văd aici are o echipă destul de bună, însă dați-mi voie să o așez puțin. E bine, cam aceasta este primul lui 11, cel mai bun, zic eu. Din câte văd aici are niște jucători destul de buni, însă câțiva bătrâni. Însă în primul 11 am încercat eu să pun cam toți jucătorii tineri ca să crească. Cel mai bătrân friend M. Barba, iar pe bancă aveam niște jucători precum Viera, care are 33 de ani, și Basti Tau, cred că așa se pronunță, care are 30 de ani. Însă am spus afară și am băgat acești jucători mult mai tineri. De asemenea, vreau să spun că primul sezon nu avem voie să transferăm niciun jucător, pentru că practic vrem să vedem dacă reușim pe lor cu echipa aceasta să scăpăm de retrogradare. Așa că nu avem voie să transferăm niciun jucător. Desigur, eu trebuie să mă ocup de development planner, pentru că avem nevoie de așa ceva. Și vedem că acest jucător e de la Lazio. De păcate, v-am spus, nu avem voie să transferăm. Mulți jucători aici sunt chiar buni. Acest portar e bun, însă nu putem să-l transferăm. E bine, trebuie un development planner pentru aproape de jucătorii. Cred că toți jucătorii am făcut câte un development plan. Echipa este pregătită, așa că haideți să simulăm primul sezon din La Liga cu Almeria, să vedem dacă reușim să scăpăm de retrogradare. E bine, sezonul cu numărul s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și se pare că arată un pic mai ok, însă n-au crescut foarte, foarte mulți jucătorii. Însă hai să vedem cine a scris cea multe goluri la noi în echipă și a fost Roberton cu 10 goluri și 8 asisturi. Se pare că el a creat echipa și Cone puțin acolo a marcat și el 9 goluri. Însă hai să vedem dacă reușim și se pare că reușim să scăpăm de retrogradare. Suntem pe locul 17, am avut foarte mare noroc, însă diferență destul de mică, aș putea spune, între locul 17 și locul 18. Copa de Spania, clar nu avem nicio treabă, super cam n-am fost aici, deci nici în aceste competiții n-am jucat, dar asta este. E bine, suntem în sezon cu numărul 2 și destul de mulți jucători au plecat din cauza că erau împrumutați, însă ne vom descurca de acum încolo. Echipa pretoral, cum mă uit la ea, arată destul de bine, 22 de ani, 26 de ani, 23, însă aici pe left mid stăm cam prost, 32 de ani, este destul de slăbuț. Desigur avem nevoie și de un portar mai bun, iar restul echipei arată ok, 26, 27 pe acolo, e ok. Așa că o să transferăm un portar și un left mid, pentru că da, chiar avem nevoie. E bine, bugetul nostru nu este chiar așa de mare, așa că o să mă uit prima oară pe free agent să văd ce pot să găsesc. E bine, avem aici doi jucători foarte, foarte buni, Son cu Malagon, un portar foarte interesant și Son care este clar foarte bun, dar costă foarte mult, însă îi expiră contractul și putem să luăm mai ieftin. Însă nu avem destui bani pentru doar 57 de milioane, așa că va trebui să mai vinde niște jucători. E bine, am reușit să vând destul de mulți jucători și acum avem 85 de milioane de euro. Hai să vedem dacă reușim acum să-i transferăm. Pare că portarul nostru deja s-a dus la altă echipă, însă noi o să-l cumpărăm, asta este. Și pe Son de sigur să-l cumpărăm și de sigur să începem cu el. E bine, și Son vine la echipă pe suma de 49 de milioane de euro. E bine, și un portar nou vine la echipă pe suma de 12 milioane de euro. Malagon, un nou portar. E bine, Malagon se pare că e cam singurul portar pe care l-avem. O să mai transferăm încă unul. Son de sigur am zis că o să vină aici left winger pe stânga și echipa chiar arată destul de bine, însă mai avem nevoie de mijlocaș. Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu al nostru, dar cred că mai avem pe aici unul bun. O să încercăm noi ceva de genul. Ok, așa stau mai bine jucătorii, așa că așa o să păstrăm formația. Însă o să mai transferi repede și încă un portar, pentru că avem nevoie de portar de rezervă. E bine, și mai aducem un nou portar de la Free Agent. Nu știu exact cum îl cheamă, însă este de rezervă. E bine, și acum arată mult, mult mai bine echipa cu Son. Deja arată foarte bine echipa. E bine, echipa este pregătită cât și din planurile, așa că haideți să spunem sezonul cu numărul 2, să vedem dacă reușim să scăpăm și data asta de relegation. E bine, sezonul s-a
intrat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, însă sonda a scăzut destul de mult. Asta este însă, sunt sigur că ne-a ajutat acolo destul de mult. Hai să vedem totuși cine a scris cea multe goluri și este clar Son cu 16 goluri. Pe locul 2 este Suarez cu 14 și la asisturi este Arribas. Hai să vedem liga dacă reușim și se pare că reușim să scăpăm. Suntem pe locul 12, ușor, ușor urcăm în top, dar măcar n-am retrogradat. Iar în celelalte competiții nu cred că am jucat și nu cred că am ajuns departe, da? Da. E bine, în sezonul cu numărul 3 Son nu s-o rămână la echipă, însă vreau să fac câteva schimbări. Suarez vreau să-l schimb pentru că are 27 de ani, nu are overall destul de mare, dar și să facem un nou ride pack pentru că nu avem efectiv niciun ride. E bine, avem 56 de milioane de euro la dispoziție și ca transfer mă gândesc să-l facem pe acest ride pe care este de la Free Agent, care îl cheamă Woodward, și pe Carvajal, care arată destul de bine ca striker, așa că hai să-l transferăm prima oară pe Carvajal și după aia pe Woodward. E bine, și un nou atacant pe nume Carvajal vine la echipă și un nou ride back de la Free Agent vine și el să ne ajute. E bine, prima ofertă este interesantă pentru Son, are 33 de ani, el clar o să scadă în continuare și prima ofertă de 53,7 milioane de euro și mă gândesc să o acceptăm pentru că nu l-am cumpărat cu 49, adică scoatem profit și este oricum bătrân și vreau să transfer al jucător, așa că o să acceptăm această ofertă. E bine, cu Woodward și cu Carvajal deja arată mai bine echipa, însă să vedem ce vom face aici în locul lui Son pentru că am primit oferta aia. E bine, și până la urmă oferta se activează, o acceptăm și până la urmă îl transferă cei de la Leverkusen pe Son. Pleacă din păcate după un sezon, dar n-a ajutat destul de mult pentru că l-a văzut acum trebuie să transferăm alt left winger, așa că mă bag să caut altul. E bine, avem două variante foarte, foarte bune, Barcola și Garnacho. Garnacho este cam scump, chiar este cam scump, așa că nu cred că îl vom transfera pe el. O să ne coste undeva la 60 de milioane și noi multe față avem 79 de milioane. Însă totuși prima oară o să încercăm pe Garnacho, poate scoatem un preț mai frumos. E bine, și până la urmă reușim să transferăm pe Garnacho pe suma de 54 de milioane de euro, destul de puțin pentru el. E bine, și cu Garnacho stânga deja echipa arată excepțional, chiar arată foarte, foarte, foarte bine. Mă bag să setez diferent planurile și revenim. E bine, adirat cu diferent planurile, așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 3, să vedem ce reușește Almeria să facă în continuare la Liga și dacă reușim să fim top 4. E bine, sezonul cu numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine și vedem că niște jucători sunt la națională. Garnacho însă este accidentat. Wow, ok. Însă are 84 overall și Carvajal are 83. Destul de supărat echipa, însă hai să vedem cine a scris cea multe goluri și este Ramazani, după aia Carvajal și după aia Garnacho. Da, n-au jucat cine știe ce, dar au jucat destul ok, Carvajal cu 5 asisturi. Hai să vedem unde suntem în tabelă și suntem pe locul 16. Wow, ok, deci mai prost decât sezonul anterior. Ok, se pare că a contat accidentarea lui Garnacho. Câștigă aici Real Madrid, Copa de Spania, câștigăm ceva, nu cred, dar da. Ok. E bine, în sezonul cu numărul 4 echipa arată destul ok, nu prea știu ce să schimb, însă vedem că avem și un jucător destul de bătrân la echipă, însă care încă poate să evolueze destul de bine, așa că o să-i mai las, însă o să transfer cea pe banca de rezervă, adică un nou fundaș probabil și poate și un nou mijlocaș. E bine, am reușit să găsesc la Free Agent 3 jucători foarte, foarte buni, așa că pe tot vreau să-i transfer, mai ales pe Adli, ăsta care arată foarte bine. Și la Free Agent, what? Nu mă așteptam să-l găsesc aici. E bine, cu Adli, Almeida și Borges, care arată foarte, foarte bine echipa. Fac repede development planurile și revenim. E bine, echipa este pregătită cât și development planurile, așa că simulăm sezonul cu numărul 4 să vedem ce va reuși să facă Almeria în continuare în La Liga și dacă reușim top 4. Sezonul cu numărul 4 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Garnacho 86 overall, Carvajal 85, mijlocul arată foarte frumos, însă hai să vedem totuși cine a scris și multe goluri și este Carvajal cu 15 goluri, foarte, foarte bine. Arribas și el cu 13 goluri, Garnacho și el cu 13 și la asisturi este Carvajal cu 8 asisturi. Însă hai să vedem la Liga și se pare că nu putem, frate, nu putem să coborăm mai mult de 12, da, nu știu care e problema, nu pot să-mi dau seama. Iar în Copa de Spania se pare că suntem în finală, what? Ok, suntem în finală, însă pierdem finala. Bă, ce trist. E bine, suntem în sezonul cu numărul 5 și în sezonul cu numărul 5 trebuie să transferăm jucători, nu să mai luăm pe free agent. Și avem câteva poziții care trebuie să le ocupăm. Bugetul de asemenea este foarte mare, 107 milioane de euro. Putem să transferăm și un left back, poate și un right back, dar mă gândesc mai mult la un right winger, pentru că Ramazani nu o să mai crească așa de mult și nu cred că o să facă performanță la noi în echipă. Așa că voi transfera un nou right winger, de asemenea și un nou left back dacă mai ne rămâne bani. E bine, și am găsit aici două variante foarte
foarte bună, Dembele, Ousmane Dembele, care este un jucător foarte bun, 30 de ani totuși, însă ne poate ajuta, mai ales că expiră contractul. Și Lucas Hernandez, care tot la fel poate să ne ajute, ca left back, o să joace foarte bine și lui expiră contractul. Așa că îi vom transfera pe ambii și o să dăm foarte mulți înapoi. Vine și Dembele, vine la echipă pe suma de 60 de milioane de euro, foarte puțin am dat pe acest jucător foarte, foarte bun. E bine, și Lucas Hernandez vine și el pe suma de 24 de milioane de euro. E bine, acum cu Dembele în dreapta și cu Lucas Hernandez în stânga, deja avem foarte mare potențial la un top 4. Mai ne trebuie un right back, dar eu am încredere în Almeida și poate un portar, așa că o să transferăm un portar, dar asta o să facem în sezonul următor. O să păstrăm așa echipa, pentru că este foarte bună, însă mă voi băga și o să fac developer-uri. E bine, echipa este pregătită, cât și development planurile, așa că simulăm sezonul cu numărul 5, să vedem ce reușește să facă Almeria. Data asta chiar sperăm la un top 4. E bine, din păcate nu mai merge microfonul la simularea din sezonul cu numărul 5, așa că asta s-a întâmplat. Garnacho, Carvajal, Dembele au crescut la 90, 88 și 88 overall. Almeida s-a accidentat, din păcate. La top la goluri a fost Carvajal cu Garnacho, Carvajal având 21 de goluri, Garnacho 14. Iar în campionat am terminat pe locul 8 cu 60 de puncte. În Supercopa sunt scoși în semifinale de Barcelona la penaltiuri, iar în Copa de Spania n-am reușit absolut nimic. E bine, ce suntem în sezonul cu numărul 6, unde echipa arată destul de bine, însă trebuie să schimbăm linia defensivă. Acest duo trebuie să-l schimbăm, la fel și portarul. E bine, pe poziția de fundaș avem doi fundași chiar foarte, foarte buni, Hicapi cu Gabriel. La ambii le expiră contractul și ambii sunt foarte buni, așa că o să încerc să-i transfer pe amândoi, însă ne va costa destul de mult, dar avem banii necesari. Avem 144 de milioane și cred că mai pot să mai fac rost în caz că mai vând, așa că eu zic că o să ne sucăm. E bine, și Gabriel vine la echipă ca nou fundaș, primul starter, primul fundaș la noi de echipă, care este foarte bun pe suma de 50 de milioane de euro. E bine, vine și Hicapi pe suma de 52 de milioane de euro la noi în echipă să ne ajute. Eu zic ca sezonul acesta să-l vindem pe Ousmane Dembele, nu pentru că este un jucător slab, pentru că chiar este un jucător bun, dar el costă pe market 95 de milioane de euro și ne-am dat mult mai puțin pe el. Și dacă îl vindem acum, vom avea șansa să scoatem mai mulți bani decât dacă îl vindem anul viitor, așa că o să-l vindem pentru că acum are 31 ani. E bine, două oferte foarte bune, o să acceptăm desigur oferta de la Atletico și o să vedem dacă se transferă. E bine, și până la urmă pleacă, însă nu ne intră foarte mulți bani acolo în portofel, chiar avem nevoie. Din păcate pleacă după un sezon, dar avem bani să transferăm un nou right winger. E bine, și o să-l transferăm pe Kupo, care expiră contractul. O să putem să luăm sub 80 de milioane, așa că este perfect pentru noi. E bine, și Kupo vine la echipă pe suma de 78 de milioane de euro. Foarte ieftin și un jucător foarte, foarte bun. E bine, și ca portar o să-l transferăm pe Marco, care mi se pare foarte, foarte bun portar. Expiră și contractul, pentru că știți că eu asta am uit prima oară, dacă expiră contractul, pentru că putem să-l luăm mult mai ieftin. 87 overall, 28 de ani, așa că mi se pare perfect. E bine, și noul nostru portar, Marco, vine la echipă pe suma de 46 de milioane de euro. E bine, și acum echipa asta arată mult, mult mai bine. Avem acum atac cu Garnacho, Carvajal cu bun atac, în apărare Hernandez, Gabriel, Hincapi și Almeida, care o să-și revină, sper. Și Marco aici ca portar, care e foarte, foarte bun. Banca este foarte bună, așa că eu clar sper la un top 4 de data asta. Hai mă că putem. Însă înainte de asta o să fac repede development planurile. E bine, echipa este pregătită, am făcut development planurile, așa că simulăm sezonul cu numărul 6 să vedem cum se descurcă Almeria și sperăm la un top 4. E bine, sezonul cu numărul 6 drenat. Hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine. Garnacho 91, Carvajal 90, Kubo 89, mijlocul arată foarte bine și defensiva la fel, care au crescut jucătorii. Însă hai să vedem ce a scris cea multe goluri și este Kubo cu 20 de goluri. Ok, Carvajal cu 13, Garnacho cu 13 și la asisturi este Roberton cu Kubo. Ok, haideți tot să vedem data asta dacă reușim să fim în top 4, să vedem top 10 suntem. Ok, suntem top 10, nu mai avem treabă cu top 10 și eu cred că data asta de acum încolo nu o să mai avem treabă cu top 10 sau cei mai sus de top 10. Hai să vedem, 9, 8, ok, 7, bun, 6, ok, suntem în campionate europene. Hai să vedem, 4, 3, 4, 3, 4, nu, suntem pe 5, 4 Real Madrid. What? Ok, ok. Puteam totul să fim pe 4, dar asta este. Măcar suntem în Europa League, dar vrem Champions League. Asta e obiectivul, Champions League. E bine, suntem în sezon cu numărul 7 și la echipă trebuie să aducem niște jucători noi. Un left back, un right back și posibil un mijlocaș. De asemenea, am acceptat această ofertă pentru că oricum Lucas Hernandez are 33 de ani și na, trebuie să scăpăm de el și măcar să mai ne mai luăm și măcar să ne mai luăm și noi bani pe el. E bine, avem bugetul foarte mare. Am văzut și mulți jucători și avem 239 de milioane și vreau să fac niște transfer
roster foarte, foarte bună. E bine, aici avem niște jucători foarte, foarte, foarte buni, pe care vreau pe toți la echipa mea. Parisi, Parsons, Rovella și Gabri Veiga. Toți le expiră contractul și știți că îmi place foarte mult chestia asta. Însă nu știu dacă bugetul este de ajuns. Eu o să încerc să-i transfer, dar o să fie destul de greu și desigur că o să încep cu acești doi fundași. E bine, primul jucător de această listă vine Parisi la noi în echipă pe suma de 55 de milioane de euro. Încă un jucător vine în echipă, Parsons, vine pe poziția de right back pe suma de 60 de milioane de euro. E bine, și Gabri Veiga vine la echipă pe suma de 90 de milioane de euro. Un nou mijlocaș vine la echipă. E bine, din păcate pe Rovella nu mai putem să mai luăm, însă o să luăm pe Bruno Guimaraes. E bine, și pe suma de 50 de milioane de euro vine un nou mijlocaș la echipă pe nume Bruno Guimaraes. E bine, acum echipa arată foarte, foarte bine. Garnacho, Carvajal cu bun atac, Arribas, Guimaraes, Veiga în mijloc, Parisi, Gabriel, Hincapi, Parsons cu portarul nostru Marco. Arată foarte, foarte bine echipa și pe banca de rezervă, desigur. E bine, mă bag repede să fac diferent planurile și revenim. E bine, diferent planurile a făcut, echipa este pregătită, așa că simulăm sezonul cu numărul 7, să vedem ce reușește Almeria să facă în Europa League data asta, dar sperăm totuși un top 4. Sezonul cu numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. 92, 90, 90 în atac, mijlocul arată excelent și defensiva în sfârșit arată bine. Însă hai să vedem totuși ce scrie cea multe goluri, este Carvajal cu 25 de goluri, Kubo cu 23 și Garnacho doar cu 19 goluri. Și la asisturi, desigur, este Kubo cu 15 asisturi. Haideți să o să vedem la asta, dacă reușim top 4, clar suntem, da, top 10, clar, hai să vedem aici, top 6, bun, suntem top 6, hai să vedem, 5, suntem iar pe locul 5 sau, ok, nu suntem pe locul 5, suntem în top 4, în sfârșit, suntem pe o poziție de Champions League, let's go. Și pe ce loc suntem, suntem pe loc 4, ok. Suntem pe loc 4, destul de ok. Copa de Spania, hai să vedem dacă a reușit. Se pare că nu, asta este. Haideți să vedem ce a făcut în Europa League, pentru că am fost în Europa League. Am terminat grupa pe locul 2 cu 12 puncte. În round of 6 se pare că am dat de Arsenal, pe care a reușit să o batem cu 1-0. În quarterfinal se pare că dăm de Manchester United, pe care o batem cu 4-2 la general. În semifinal se pare că dăm de Lille, pe care o batem cu 5-4 la general. Foarte aproape acolo. Iar finalul vom juca versus Spurs, care a câștigat acolo versus Frankfurt cu 3-2 la general. Haideți o să vedem dacă reușim să câștigăm Europa League și reușim să câștigăm Europa League cu Almeria, let's go. Nu câștigăm Champions League, dar ușor ușor ne apropiem, câștigăm însă Europa League. E bine, suntem în sezon cu numărul 8, unde echipa arată foarte bine în continuare. Echipa este perfectă și în atac și în mijloc și în defensivă. Așa că vom păstra așa echipa, o să fac eu repede diferent planuri și revenim cu simularea. E bine, echipa este pregătită cât și diferent planuri, așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 8 să vedem dacă reușim de data asta în Champions League să facem ceva. E bine, sezonul cu numărul 8 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine. 92, 91, 91 în sac, mijlocul excelent și defensiva foarte, foarte bună. Însă haideți să vedem ce staturi au avut jucătorii noștri. 33 de goluri pentru Carvajal, foarte bine pentru el. Kubo cu 26 și la asisturi este Veiga. Haideți să vedem totuși la Liga dacă reușim să câștigăm sau măcar suntem top 4. Hai să vedem intrări în top 10. Ok, suntem top 10, clar, top 5, ok, suntem top 5, Real Madrid este pe locul 5, de obicei nu se întâmplă chestia asta, dar ok, altfel top 4, bun, top 4 suntem. Suntem pe locul 3, hai să vedem, nu suntem pe locul 3, pe locul 2, what, e Celta, ok, și noi suntem pe locul 1, reușim să câștigăm la Liga, let's go, reușim să câștigăm la Liga. Copa de Spania, hai să vedem, nu reușim aici, se pare că câștigă Cadiz, what, ok. Haideți tot să vedem ce am făcut și în Champions, se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 12 puncte. În Round of 16 se pare că îi batem pe cei de la Union cu 3-2 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Lazio, pe care o bate cu 5-2 la general. În semifinale dăm de Leverkusen, pe care o bate la penalti cu 4-4, se termină la general, însă la penalti o bate cu 6-5 și trece mai departe. Iar finala vom juca versus Inter, care nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred cum ne-a bătut Inter în finala Champions League. Bă, cât de trist. Ok. E bine, suntem în sezon cu numărul 9 și în sezon cu numărul 9 trebuie să facem niște schimbări la echipă, pentru că avem bani necesari și avem și echipa cam are nevoie, să zic așa, de schimbări. Gabriel trebuie schimbat, are 33 de ani și Bruno Guimaraes la fel are 33 de ani. Jucători foarte buni. Over
doar foarte bun, însă vor fi schimbați. Avem 349 de milioane la dispoziție. Clar trebuie să faci niște transferuri bombă. E bine, și acești doi jucători este Virt, care expiră contractul și de asta vreau să-l iau, dar și Saliba, care este efectiv un monstru de fundaș. E bine, și Saliba vine la echipă pe suma de 104 milioane de euro. E bine, și Florian Virt vine la echipă pe suma de 116 milioane de euro. Un nou cam vine la echipă. E bine, cu aceste două transferuri deja arată foarte bine mijlocul ăsta, cât și defensiva, așa că mă bag repede să fac development planurile și revenim. E bine, echipa este pregătită cât și development planurile, așa că simulăm sezonul cu numărul 9 să vedem dacă reușim să câștigăm Champions League-ul de data asta. E bine, sezonul cu numărul 9 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine, însă Veiga este accentat. Asta poate duce la o problemă, însă hai de tot să vedem cine a scris și multe goluri și este Carvajal cu 31 de goluri, let's go! Virt cu 21 și la asisturi este tot Virt. Hai să vedem la Liga dacă reușim, reușim să câștigăm la Liga din nou a doua oară consecutiv cu 86 de puncte. În Supercopa, hai să vedem dacă reușim, reușim să câștigăm și Supercopa. Copa de Spania reușim? Nu reușim, dar suntem scoși, cred că pe aici pe undeva. Însă haideți tot să vedem dacă reușim să câștigăm UEFA Champions League. Suntem pe locul 1, 14 puncte ieșind din grupă. Mai departe dăm de Inter și ne luăm revanșa. Îi bate cu 4-1 la general. În quarterfinal dăm de Olympic Marseille, pe care o batem cu 7-2. Îi spargem efectiv la general. În semifinal se pare că dăm de Frankfurt, pe care o bate cu 5-1 la general. O spargem și pe ea. Iar finala vom juca versus Borussia Dortmund, care reușim să câștigăm cu 1-0. Măcar reușim să câștigăm cu 1-0, dar reușim să câștigăm UEFA Champions cu cea mai proastă echipă din La Liga în momentul de față, în viața reală. Acum e cea mai bună, după cum vedem. E bine, și cam aceasta a fost salvarea lui Almeria. Câștigăm UEFA Champions și câștigăm și La Liga, ba chiar de două ori cu Almeria. Reușim să completăm acele două obiective. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați făcut deja, pentru a strânge acolo 1000 subscriber. Sunt sigur că putem să ajungem, și desigur să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. A fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!